Nu știu câți dintre voi vă mai jucați acest joculeț sau cel puțin vă mai uitați la seria de Stamrace, dar cumva mă simt dator pentru cei care s-au abonat în ultimul timp și mai ales știți că în ultimul an am jucat destul de mult Stamrace. Astăzi avem update-ul 066 beta pe care vi-l voi prezenta pentru cei care încă se mai uită la acest joculeț. Chiar dacă m-am reapucat de Brawl Stars, știți bine chestia asta și Brawl Stars în momentul de față este în trend, este foarte popular și până la urmă este jocul meu de suflet și jocul în care am investit foarte mult timp și bani mai ales. Dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble. Oare reușim să facem la acest episod, nu știu, 2555 de like-uri, că nu cer foarte mult. Pentru că dacă reușim acest goal, posibil să mai facem episoade cu acest joculeț. Totodată să vă și abonați la canal și să aveți codul Mădălin pe shop, pentru că iar și pe acest joculeț avem codul pe shopanes. Bine, pe orice joc, chiar și pe Fortnite, pe Clash Royale, pe Brawl Stars și așa mai departe. Înainte să vedem update-ul de pe Brawl Stars, care va veni practic vineri programat și sâmbătă o să vină Brawl Talk-ul. Și săptămâna viitoare o să vi-l arăt cu tot ce va cuprinde el. Trebuie să arătăm acest update pe Stumble Guys. Și chiar și astăzi o să facem live după amiază, pentru că va veni un alt mega pig. Și dacă aveți mega pig-uri, pregătiți-vă acolo de un opening foarte mare. Ei bine, partea cea mai faină în acest update este faptul că avem un journey. Stumble Journey se numește acesta, unde ne dă recompense dacă noi vom face experiență. Deci până la urmă, în momentul de față, experiența a fost cumva modificată și remodelată, astfel încât dacă tu vei juca foarte mult, vei primi recompense. Nu cele mai bune, după cum puteți observa aici, sunt niște recompense, sincer, după părerea mea, cam dezastru și degeaba. Dar important este că mai modifică cât de cât ceva la acest joculeț. După cum se va, îți dă gemuri, stumble tokens, niște skin-uri, prize box din acesta, îți dă un emote de râs, miau, samba dance. Sincer, o porcărie. Asta de aici chiar nu-mi place absolut deloc. Adică puteau să bage și ceva mult mai bun și mult mai tare decât recompense. Adică uitați-vă, îți dă la tier 55 reward box. Da, aici la tier 60 îți dă popcorn. Sincer, nu știu exact cum va decurge această experiență. Probabil după timpul pe care îl vei juca sau după experiența pe care o vei lua din meciuri, cred că nu poți să dai gemuri ca să poți trece la următorul tier. Și cam asta este. Pixel Steps, gemuri, Heart Ace, Aerial și la final avem un reward box. Incredibil. Și în acest de reward box presim că o să-ți dea Stumble Token sau ce va fi mai exact. Dar important e că la tier 70 îți-l dă pe Aerial. Dar eu dacă l-am pe Aerial, ce-mi dă? Stumble Tokens? Deci Stumble Journey ăsta, nu știu, poate ăștia, cred că ăștia sunt recompensele finale, pentru că altfel nu pot să-mi imaginez. Ei bine, în acest update avem și o mapă nouă, dar pe lângă faptul ăsta și un emote special. Mapa nouă, mai exact, dacă nu mă înșel, este pe aici, pe la final. Ea se numește, unde, stai mă că o văzusem, bro. Cred că este de Race, uite-o, Race for Eternia se numește această hartă, care sincer arată destul de bine. O să o testăm puțin mai târziu, dar vreau până una alta să arătăm skin-urile. Până să le deblocăm, intrăm aici la feature și ne uităm pe toate. Da, le luăm de la raritatea comună, what? Avem în sfârșit o raritate comună pe jocul ăsta după foarte mult timp, Calamity Bill se numește. După aia avem Met at Arms. Ah, da mă, că ăștia fac tot colaborări de genul acesta, da, cu diferite filme, jocuri și așa mai departe. Și bagă în joc skin-uri și mape. Beastman, nu cred că mai are legătură cu Mr. Beast, că deja am înnebunit. Nu cred, sper. Stratos, destul de tare skin-urile. Ăsta e șmecher rău de tot. Copacul, bă, uite-te la el cât de mișto arată. Și normal că dacă avem un copac, avem și un spiriduș. Nu, de fapt nu-i spiriduș, brodere. Simus Olaki. Nu știu cum se numește ăsta. Spiriduș? Putem spune spiriduș? Habar n-am. În fine, ia uite, Prinț Adam. Wow, Prințul Adam și Merele de Aur. Hai că da. Tela. După aia avem Evelyn. Triclops. Ia să ne uităm la Evelyn asta așa pe la spate. Na, nu e ceva wow. Ăsta, Triclops, ce care? Trei ochi? Are logică, tare. 3.14, ce denumire, bă. Incredibilă denumire. Dar fii atent că are cap de înghețată, bro. Mama, adevărat, de-abia aștept să vină vara din nou ca să, să mâncăm înghețată. Ce părere aveți despre asta? Vă place înghețata, bă? Banana Gaio. Bă, ce tare arată skin-ul ăsta. O maimuță cu ochelari într-o banană, foarte tare. Avem și pe Sakura. A, nevasta pomului Ant. Interesant. Avem Shamrock. Wow, ce cap are, bă, boiotule, bă. He-Man. Ok. Orco. Silly Ghost. O rață, nu? Cred că este asta. Cred că da, dar ce dinți are, lol. Goles Mac Gruesome. Gruesome, mitică. Avem Sandstorm-ul, ăsta îmi place foarte mult ca specială. Foarte tare, Sandstorm-ul.
The Sorcerers, bă, da, câte skin-uri sunt, deci probabil că vă întrebați, bă, dar de ce a murit jocul acesta, mă, frate? Bă, mădrine, dar de ce nu se mai uită lumea, mă? Bă, adevărul că, în primul rând, sunt hackeri, sunt o grămadă de bug-uri în al doilea rând și în al treilea rând se bagă o grămadă de skin-uri. Bă, frate, efectiv nu mai știi ce să mai deblochezi prima dată, nu mai știi pentru ce să bagi bani, nu mai știi pentru ce să bagi gemuri și ce să iei, ce cu ce să joci. Sunt prea multe, nu are logică. Efectiv, a fost bine pentru jocul ăsta că au băgat update-uri foarte dese, dar prea l-au îngrămădit, bro. Prea au adus foarte multe chestii. Și din cauza asta eu spun că a murit. Asta e o chestie tare pentru că în momentul de față PES-ul durează 14 zile și bagă cu un emote special. Și genial, mapele, la fel, sunt geniale. Dar skin-urile în momentul de față nu mai au niciun haz. Uite, avem și Skeletor. Interesant. Nu e rău. Hordak, mamă, cât de bine arată ăsta, bro. Wow. Încă o specială, Mechatrix. Uitați-vă și vedeți, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speciale, bro. Turbo Max Speed. Și avem Polygon Guy. Lol, ce mișto arată. Acum, haideți să le deblocăm, pentru că exact cum vă spusesem eu, avem și un emote special. Și emote-ul acesta special se numește Sword Spin. Wow, ce tare e, bă! N-a talent! Cred că se va învârti și va da stun. Bă, vezi că e genial emote-ul ăsta. Și să înțeleg faptul că tot 4 sloturi sunt, nu? Deci, ei n-au modificat absolut deloc. Tot 4 sloturi au rămas pe joc și bagă o grămadă de emote-uri speciale. Dacă e să ne gândim noi puțin despre câte emote-uri sunt, dacă probabil ați ratat update-urile ultimele de pe jocul acesta, avem un fel următor. 1, 2, 3, 4 emote-uri. După aia, ăstea, bine, hai să le calculăm pe toate, dar mare parte să se repete, da? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cu al nou, 19 emote-uri și doar 4 sloturi. Genial! Respect! Bine, avem și cealaltă. Ia să vedem ce mai avem pe aici. I have the power. Oh my god, bro. He-Man Landing. Ok, ok. Portalul. Ia vezi, mă, că se duce în portal și dispare. Scorecard. Bun. Avem scorecard 10. Keyback. Ia vezi, mă, stă relax așa pe spate. White flag. O regulă. King Stumbler. Și ăsta este emote-ul special. Pe la Epic, pe aici avem ceva. Butt slap. Yo, uite, mă, că se bate cu mâna peste fund. Bă, las-o naiba. Elbow dance. Irish dance. Ia. Mamă, e Caterinca, e Caterinca. Și restul de emote-uri pe care le știți, na, nu sunt absolut deloc animate. Nu vezi nimic la ele, bro, de care chiar să merită. Uite, avem chiar și un bebeluș care plânge. A, îl vedeți, e în regulă, perfect. După aia, la animații, pe aici ce avem? Eaten by tulip, lol. E mâncat de acea plantă. Asta cred că este de Paști. Dar până la Paști nu mai e? Când e Paștile, bă, în aprilie? Bro, ăștia deja au băgat emote-ul de Paști. Jumping in a sec, pot of gold. Ia uite, împarte goldul la toți. Ăsta l-am văzut cu portalul. Ia vezi, mă, că e portal și din stânga, gen. Ok, ăsta l-am văzut. I have the power. Elbow dance l-am văzut. Gnome jump. Dă-o, naiba, bă, frate. Ce, mă, cu emote-ul ăsta de se pleznește peste fumă, frate, bă. Bă, lăsați-ne, mă, frate, cu update-ul ăsta. Avem asta de spiriduș cu trifoi, cu noroc. Deci dați un like pentru 10 ani de noroc, neapărat. Și codul pe șopanes. Știți deja chestia asta? Avem Doom Seeker, Horde Bats, Creeping Horak, Muddy Footprints. În fine, nu mai contează, pentru că acum le vom debloca pentru dumneavoastră în premieră. Uite, dăm așa și ieșim, pentru că nu ne interesează. Adică, în momentul de față, să mai dai aici la roată, nu mai are niciun haz la câte skin-uri sunt. Adică le vrei deblocate, vrei să joci cu ele și așa mai departe. Deci, partea ce mai fain este că în momentul de față, după ce vei ieși, îți va arăta ce ai deblocat pe aici. Și după cum observați, emote-ul special îl avem deblocat, sperăm că nu mai este bug-ul ca data trecută și că nu o să-l pot folosi absolut deloc. Se pare că nu. Chiar îl avem aici. Perfect, brodere, l-am deblocat. Acum, ia să vedem la skin-uri cine va da nouă din primele 10 spin-uri. Wait. Nu ne arată skin-urile, bro, ce le-am luat? Acum ne arată. Cred că pe cele de mai devreme le-am deblocat, dar să vedem pe care le mai avem noi lipsă, pentru că oricum o să jucăm cu ele pe mapa nouă. Hai să dăm din nou, așa. Bă, decent. Stratos. Am deblocat și pe Triclops acolo. Perfect, perfect. Eu vreau să iau specialele, pentru că acelea sunt foarte tari și ați văzut că până la urmă specialele sunt cele care merită foarte mult. Bă, eu nu l-am arătat pe Arco? What?
Bro, nu știu dacă l-am scăpat sau l-am arătat sau nu pe Arco. Dar uite, asta trebuie să faci tu de fiecare dată ca să deblochezi skin-urile, că la câte sunt în momentul de față nu mai știi cu ce să joci și pe ce să mai deblochezi prima dată. Așa că voi reveni eu după ce le deblochezi pe toate și să testăm neapărat emote-ul special, să vedem ce face el. Ca să-ți poți da seama cum ai reușit ca să deblochezi toate skin-urile și așa mai departe, păi intri la feature și după cum observați îți apare că nu mai ai nimic de deblocat. Intrăm și aici la fel, zice că nu mai avem absolut nimic. La emote-uri la fel, la animation la fel, la footstep la fel. Deci practic, original, oficial, am deblocat absolut tot. Acum, haideți să luăm noi skin-ul, oare pe care să-l alegem? Să alegem acest Sandstorm, credeți că e tare, sau să alegem Turbo Max Speedy să ne poarte noroc? Ei bine, hai să luăm Turbo Max Speedy, emote-ul special l-am luat. Aici cât despre animația de win, o să fie destul de greu, dar uite, mie îmi place ăsta cu portalul la animația de win, chiar arată foarte tare. Iar cât despre footstep, luăm ceva care să ne poarte noroc și ce putem să folosim altceva decât acel emote cu ăsta, cu 3 foi, bro. E, da, 3 foi cu 4 foi. Și hai să testăm emote-ul special să vedem ce face pe boți, că da, nu avem altceva ce să testăm. Mamă, și voi vă dați seama aici, dacă intri la emote-ul, uite câte sunt, bro. Wow, câte poți să deblochezi, cu câte poți să te joci. Și am intrat pe Tilefall pentru că aici este cel mai tare cum poți să testezi acest emote. Mamă, fii atent că boții au și skin-uri din astea de fantomă și așa mai departe. Bro, lăsați-mă ca să testez emote-ul pe voi. Wow, a rupt emote-ul, băieți. A rupt. Deci doar se învârte și dă knockback pe loc, dar și primește și el stun, bro? Vorbesc serios? Ia. Mă, ce, doamne iartă-mi, și l-am nimerit? Bă, wait a second. Ia, cut, asta a fost tot. Păi și nu înțeleg, mă, la ce te ajută pe tine emote-ul acesta? Ca să dai splash pe inamici, pe cât mai mulți? Pentru că altfel nu văd ce. Uite, ați văzut cât de ușor a supraviețuit ăsta? Mai degrabă decât să folosești acest emote special, ai putea folosi emote-ul de pumn sau orice altul. Nu, aici nici măcar nu l-am nimerit ca idee. Și pe lângă faptul ăsta, ai și tu stun pentru moment. Ia, oh da, poți să dai splash, adică în mai mulți inamici și să poți nimeri mai mulți. Dar knockback-ul este foarte mic, adică nu dai un knockback imens. Dacă stăm să ne gândim, mie îmi place mai mult ultimul emote special pe care trebuie să-l iau și eu neapărat, acela descuipat de water spray. Ia, aici pot să dau. E, am dat în doi, în doi inamici, într-adevăr, dar e ciudat rău de tot că ții și tu stun. Nu are relevanță, adică pe boss dacă îi pici atât de greu. Păi pe player nici nu mai zic. Singurul lucru rămâne ca să fie adăugat pe joc, în PES cu siguranță o să fie adăugat în următorul PES, și să-l testăm pe jucători adevărați, pentru că altă modalitate nu ai. Ia, aici vreau. I-am rupt, brodere. Mișto, ce pot să mai zic? Nu știu, emote-ul ăsta nu mi se pare cel mai tare dintre cele mai tari. Adică, unde am putea noi să testăm oare? Pe botbe și unde se adună mai mulți sau... Dar n-are relevanță, că dacă stăm să ne gândim în momentul de față pe jocul acesta, cel mai bun emote, presupun că ar fi emote-ul acesta, Tosa Block. Ăsta este cel mai tare, chiar și emote-ul Water Spray, exact cum vă spusesem eu. Dar mai sunt și multe altele, cum ar fi și acesta de palmă, foarte bun. Cel de minge, să poți fi mai rapid în meci și așa mai departe. Sunt multe dacă stai să te gândești. Trebuie să mai intrăm în meci să vedem pe o altă hartă. V-am și uitat că ultima dată eu v-am arătat această mapă Acid Pool și am prezentat-o. Bine, nu update-ul trecut, celălalt. Și chiar ar merita ca să vedem pe această hartă dacă emote-ul special este foarte bun. Ia să vedem. A rupt, l-am dat pe la jos. E bine, bro. Ia, aici, până nu vine chestia aia și nu-i dă jos. Wow, ce splash am dat acolo, bă. Na! Că au turbat cu toții, m-au început să fugă. Easy, l-am picat pe ăla. Na, nu-mi place emote-ul. Te oprește pe loc, bă, primești și tu stun. Mamă, 3 am dat jos. Bine, mă, emote-ul a rupt. Merită să-l cumperi. Nu, nu merit. Bă, am dat emote-ul de minge, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Vreau emote-ul acesta care scuipă. Hai, că am nimerit și eu pe cineva dacă e ceva. Let's go, bro. Am murit cu toții. Tot să testez cu boți, respect. Mădărine, mai fă episod? Da, facem, chiar cu boți.
O să vă arăt update-ul foarte bine. Acum hai să vedem mapa nouă din acest update. Chiar sunt curios dacă va merita să joci. Bă, și cât de tare, după cum observați. Bine, și înainte se schimba skin-ul odată ce luai, dar acum ți apare acolo la profil în colț. Deci tu de fiecare dată când te vei duce și vei lua un alt skin, îți va apărea în colț stânga. Înainte nu aveai chestia asta, nu aveai această opțiune. Uite, hai să jucăm cu acest skin, Polygon Guy, da? Vedeți? Apare în colț acolo stânga. Lol. Cred că l-a luat ceva ca să pună chestia asta aici de fiecare dată, că tu intrai și vedeai skin-ul doar aici pe profil. Și uite aici, dacă apeși, poți să vezi Stumble Journey-ul, la ce experiență ești tu. Ok, ok, acum, haideți să intrăm pe noua mapă de race. Cred că o să dăm de 3 ori, pentru că dacă este de race și nu este de elimination, așa ar fi o idee foarte bună să intrăm de 3 ori pe mapa aceasta, Race for Eternia. Ce interesant e numele. Wow, cum arată, bă, băiatule, bă, vezi că nu e rea deloc această hartă. Doamne, cât de complexă pare. Ce facem aici? Ah, ok, se sparge peretele acela instant. Aici ne începem cu toții pe burtă. Există și un fel de scurtătură, ceva. Ar trebui să mergem și prin stânga. Bă, cât de tare, bro. Insane mapa asta. Ah, ok, nu prea merită ca să sari, pentru că te va încurca. Ok, ok, ok. Uite, da, dacă dai double jump, am înțeles, bro. Ok, ia să vedem aici. Sărim așa, sărim aici așa. Nu știu care ar fi scurtătura, pentru că pare destul de complexă și nu prea înțeleg mare lucru din ea. Bă, a făcut ei ceva update să poți să cazi în picioare mai rapid. Ce se întâmplă aici? LOL, te teleportează! Bă, insane! Stai puțin, că nu înțeleg ideea. Unde te duce aici? A, de fiecare dată te teleportează înapoi? Bă, sunt confuz. Pe cuvântul meu de onoare, sunt chiar confuz. Ok, aici e o problemă, pentru că mă lovește chestia aia de fiecare dată. Trebuie să sar peste ea așa. Bă, de bine de rău, eu zic că am ajuns bine. Ah, nu chiar. Trebuie să sar de fiecare dată în acest portal, presupun. Insane. Bă, e chiar incredibil ce se întâmplă. Și fii atent, și când cazi lași un fel de crater. Aolo, nu e bine. M-a spawnat aici, e perfect. Sărim. Bă, asta da. What? Un pumn dintr-un fel de portal. Mapele chiar sunt geniale ce le-au adăugat în ultimul timp. Și se vede că s-au implicat foarte mult în chestia asta. Nici nu mai știu unde să mă duc. Vai de viața mea, cât de complexă pare harta. Opa, am sărit aici. Să mă teleportez, să nu mă teleportez. A, altceva n-am de făcut decât să mă teleportez. Deci cred că cel mai bun portal este acela. Nu mă lovi, pumnule. Bun, îți mulțumesc. Sărim pe aici. A ajuns deja un bot, mă? Bro, botul a ajuns înaintea mea, vorbesc serios? De fapt, doi chiar. Doamne, cât a durat, frate? 2 minute. Mă, 2 minute o mapă de race? E chiar insane. Wow. Dar tu nu înțeleg aici care e faza cu portalul acesta. Deci ce mai bine este să te duci în partea dreaptă la portal? Nu în stânga, că în stânga te întoarce de fiecare dată. Nu înțeleg. Hai să vedem al doilea meci. Oricum e foarte complexă harta, adică un big like pentru această hartă. Pentru emote nu prea îmi place așa de tare emote-ul, sincer vă zic. Și skin-urile sunt unele tari dintre ele. Ia să vedem pe aici prin stânga. Opa, mamă, vezi ce bus prinzi. Wow. Sincer cred că mai puteai să mai duci și pe partea stângă pe acolo. Let's go. Bine. Și aici asta se sparge automat. Ia, dacă mergem pe aici ce se întâmplă? E un fel de scurtătură ceva. Oare au făcut boții aceștia mult mai inteligenți decât erau înainte? Credeți voi chestia asta? Sau totul este un mit? Ia, încercăm o rută nouă. Ah, ok, nu faci mare lucru cu această rută. Aici nu ai altceva de făcut decât să mergi așa. Mergem pe aici. Bun, deci cred că cel mai bun portal este acesta. Da, cu siguranță. Am mers pe aici, perfect. După aia sărim aici. Nice, brodere. Uite, chiar în final aș testa celălalt portal să mă duc numai pe partea cealaltă. Dar nu, că mi se pare că te întoarce și pierzi timp, mă. Mai mult ca sigur. Eu zic că asta este cea mai bună rută și cea mai bună scurtătură. Și gândiți-vă că e de-abia al doilea meci. N-am testat alt, nu știu, alt meci sau ceva de genul. Aici ne ducem. Unde am ajuns? Wow, și vezi scurtătura asta? Mamă, m-a lovit. Mi-a dat-o. Perfect. Bă, sincer, să mai testăm noi chestia asta așa? Bun, hai că e bine. Wow, cât de bine am ajuns.
Hai că am ajuns bine rău de tot. Ce pot să mai zic? Păi, important este că am intrat pe locul 1 și bocii sunt la o distanță destul de mare. Ia să dăm im autul. Bam! Nu știu, nu înțeleg ideea asta de a primi și tu acel stun după ce dai emote-ul. Nu trebuia să-l primești, că te oprești foarte mult pe loc. Și în timpul ăla ai putea să dai mai multe emote-uri dacă stai bine să te gândești. Ia, uite, dăm pe ăsta să vedem până unde se duce. Bam! Ah, nu s-a dus atât de departe. Ok, hai să ne calificăm și să revenim cu finala. Și aceasta este finala cea mare. O să încerc să mă duc în celălalt portal să vedem dacă cumva mă va ajuta spre final. Hai să sărim aici perfect așa. Ne ducem pe burtă, let's go, ne ducem așa prin stânga. Olo, m-am încurcat acolo puțin, dacă stau bine să mă gândesc. Ia, mama, am vrut să mă duc pe acolo, bro. Baș, vrea încă o finală, sincer. Să văd ce se poate întâmpla dacă mă voi duce pe partea aceea. Uite că mai avem o scurtătură. Aolo, pe aici chiar poți să intri? Nu. Hai că am pierdut timp dacă e ceva. Cum ar fi să ne bată boții? Aici te poți for... what? Bro, help, vreau ca să mă calific. Mergem pe aici, pe sus. Let's go. Bun. Acum dăm emote, hap săritură. Am primit knockback, dar nu-i ceva foarte rău. Intrăm în acest portal. Acum, merge doar în portalul din stânga. Ce se întâmplă? A, de fiecare dată te dă înapoi? A, deci tu stai pe loc, mă, n-are nicio logică. Dacă stai bine să te gândești. Aici m-a dat de fiecare dată înapoi. Ok, deci nu merită, bro, portalul acela. Că te dă de fiecare dată cu pasul în spate. Eu credeam că gen... Ai de ales între ele, odată așa, odată așa, dar nu, ăla nici nu merită ca să-l poți alege. Perfect, uite aici am făcut iar crater. Crater în pământ. O să fie diferite trick-uri, cu siguranță băieții vor afla scurtături, mai ales ăștia, pro. Aolo, nu, ce knockback urât, bă. Aici trebuie să te grăbești cât de cât. Sau cel puțin să stai pe loc așa pentru un moment. Bun. Aici. Perfect. Am mergem așa, nu e bine. Mă lovește pumnul. Asta e cea mai bună scurtătură. Let's go. Iau, mamă, nu te cred. Bă, botule, încurcă-te. Am pierdut versus un bot și uite unde m-a spawnat. Bă, las-o naiba! Bro, ce spawn-ul ăsta incredibil de fenomenal? Da, mă, de fiecare dată te dă cu un pas în urmă când intri în ăsta din stânga. Insane, bro. Vreau să mă intru la meci să vedem scurtătura cealaltă de pe stânga. De data aceasta am schimbat și skin-ul acesta supărat și hai să vedem dacă ne iasă acea tactică, broadere. Cred că o să încerc cu emote-ul de minge, s-ar putea. Da, mă, da! Nu faci mare lucru. Nu te ajută absolut deloc. Decât cred că probabil ca să-ți prinzi un mic boost. Dar eu am crezut totuși că va fi ceva mai diferit. Gen o rută mai diferită. Fiți atenți, acum sărim așa. Wow. Asta bună săritură, cred că ar fi fost bine să mă fi dus pe dreapta. Bro, am trecut prin chestia aia. Insane. Săritură, hop, am intrat aici, perfect. Mergem așa. După aia. Bine, nu m-a lovit chestia aia. Săritură. Bun, fii atent că deja suntem pro player pe această hartă. Ia să vedem emote-ul. Bun, sărim aici așa. Perfect, încă o săritură. Și încă una, nu ne-a lovit pumnul, n-are nicio logică. Acel pumn iese din nicăieri. Nici măcar nu te atenționează, nu te anunță absolut nimic. Nimeni nimic. Aici dacă mergem? A, e țeapă, bă. Deci pe tine nu te ajută cu nimic dacă te vei duce în partea aceea. Am intrat în portal. Aici este o scurtătură foarte bună, atât adică cât timp nu te lovește acel bolovan. Și uite că suntem la linia de finish. Let's go, bro! Ați văzut? Din 2 minute jumate s-a transformat în vreo 1 minut și ceva. Asta zic. Bine, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți să mai jucăm Stumble Ace, v-aș lua din suflet un like și abonare, mă ajută foarte, foarte mult. Ia uite cum se duce în portal și ne face cu mâna. Și nu uitați codul MODEM pe shop chiar și pe acest joculeț. Dacă cumva mai cumpărați vreun skin sau orice altceva, dați-mi tag pe Instagram. Și cu toate astea ne vedem data viitoare la un nou episod. Pentru că sincer, eu zic că mai merită să mă așcăm așa din când în când. Mai ales că mai sunt o grămadă de skin-uri, mai ales pe care nu vi le-am arătat. Ia uite, Mechatrex, T-Rex de fapt, mai exact. Toate cele bune, ne vedem data viitoare, diseară pe live mai ales. Pa, pa! Subscribe.